8 persoane bănuite în dosarul medicamentelor vor fi cercetate după gratii pentru diferite termene, iar 11 în arest la domiciliu pentru 30 de zile. O persoană nu a fost adusă în instanță, întrucât se află în spital. Sâmbătă, 10 februarie, magistrații judecătoriei Buiucani au dictat măsuri preventive pentru suspecții din dosar. Bănuiții au fost escortați pe rând la judecătorie de către ofițerii CNA. Aceștia au refuzat să vorbească cu presa. Mulți dintre avocați au declarat că nu sunt de acord cu decizia magistraților și o vor ataca în instanță superioară. Au fost ridicate mai multe probele relevante pentru dosar, inclusiv bani și bunuri destinate remunerării cadrelor medicale pentru promovarea produselor medicale. Totodată au fost ridicate liste cu evidență nominală a medicilor implicați în rețeaua de promovare a medicamentelor, instituțiile medicale în care activau aceștia, denumirea preparatelor ce urmau a fi prescrise pacienților, dar și sumele de bani sau bunuri care au ajuns sau urmau să ajungă la medici drept remunerare. Amintim că reținerile în dosarul schemei de comercializare ilegală a medicamentelor au avut loc pe 9 februarie, în cadrul unor percheziții desfășurate de ofițerii CNA în mai multe locații din țară. În total, 20 de persoane au fost reținute, mai exact 12 medici și 8 reprezentanți ai unor companii farmaceutice, bănuiți de corupere pasivă și abuz în serviciu. Potrivit CNA, în schimbul unei mite, medicii erau convinși de către reprezentanții companiilor farmaceutice să prescrie pacienților anumite medicamente aflate în stocurile farmaciilor. La rândul lor, doctorii le indicau pacienților preparatele, dar și adresele de unde puteau fi procurate acestea. Pe lângă bani, medicii ar fi fost remunerați ilegal cu diferite bunuri și chiar cu vacanțe peste hotare. Schema a fost investigată pe durata unui an, timp în care s-a reușit acumularea mai multor probe, inclusiv interceptări telefonice. Medicii reținuți, care sunt angajați ai unor spitale din Chișinău, Cahul și Iedineț, riscă până la 10 ani de închisoare, iar reprezentanții farmaciilor până la 6 ani.